Aș dori pentru seara aceasta să avem înaintea noastră un singur verset din Cartea Evrei. Cartea Evrei, capitolul 11, versetul 28, unde vorbește despre Moise și poporul Israel, unde și spune așa: prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Amin. Dorim să privim în seara aceasta la felul în care această credință a lui Moise, a celor din poporul Israel, a fost legată de revelația lui Dumnezeu prin cuvânt, revelația lui Dumnezeu prin masa aceea pascală, și care este legătura între ele și cum funcționează lucrurile, și faptul că prin această credință Dumnezeu a salvat poporul Israel. Prin această credință a eliberat poporul Israel din Egipt. Prin această credință au fost scăpați de nimicitorul care în acea noapte deosebită a trecut prin toate casele egiptenilor și a făcut prăpăd. De aceea v-aș invita, dacă aveți Sfintele Scripturi, să deschideți la Exod, capitolul 12, și să vedem felul în care prin credință au prăznuit Paștele, felul în care prin credință au scăpat de nimicitor, prin credință au făcut stropirea sângelui, prin credință întâi lor născuți au fost salvați, prin credință au primit eliberarea din robia Egiptului după 430 de ani. Da? Este un eveniment deosebit de important în istoria poporului Israel și este important și precizat de apostolul în Cartea Evrei, pentru că tot ce s-a întâmplat în acea zi, prăznuirea Paștelui, este o imagine, o umbră, un prototip pentru ceea ce noi experimentăm ca adunare, ca Biserica Domnului Iisus Hristos, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, biserică formată din oameni de pretutindeni, din orice trib, din orice nație, de orice limbă și așa mai departe. Citim la Exod, capitolul 12, unde spune așa. Vom citi pasajul acesta și pe rând aș vrea să fac câteva observații și câteva comentarii care să ne aducă lumina asupra felul în care noi, ca adunare, suntem cuprinși în jertfa Domnului Iisus și mântuiți de plin. Versetul 1. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Este foarte interesant că Dumnezeu face într-un fel o breșe în istorie și ca și cum nu i-ar fi păsat de calendarul egiptenilor. Dumnezeu nu are niciun fel de interes pentru religie egiptenilor, pentru viața socială, civică a egiptenilor, pentru felul în care egiptenii își rânduiau zilele în mod normal ca nație. Și Dumnezeu spune: stop, azi începe anul nou. Foarte ciudat, da? Și Dumnezeu face lucrul acesta tocmai pentru ca să arate că tot ce a fost până momentul răscumpărării lor este egal cu zero. Vreau să fac foarte rapid și un fel de explicație a textului și aplicație. Tot ce avem în, metaforic vorbind, în Egiptul lumii aceștia, banii noștri, robia noastră, casele noastre, usturoiul nostru și după tot ce au tânjit evrei, tot, absolut totul, sutele de ani, sunt egal cu zero. Istoria adevărată a poporului Israel începe în ziua în care, prin sângele mielului, ei sunt salvați, copiii lor sunt salvați. Da? Aia este ziua de început, cu adevărat, a vieții acestor oameni. Și lucrul acesta se potrivește cu adevărat pentru noi. Viața noastră, cu adevărat, începe doar atunci când îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Atunci începem să contabilizăm cu adevărat ani. Câți ani ai? Păi poți să ai 70 contabilizați de lume, dar numai 20 contabilizați cu adevărat. Pentru că tot ce ai făcut înainte, fără Dumnezeu, este egal cu zero. Tot ce experimentăm noi în robia Egiptului, acestei lumi, sub stăpânirea lui Satan, este egal cu zero. Nu are nimic valoare înaintea lui Dumnezeu. Și noi știm lucrul acesta. Suntem morți în greșelile și în păcatele noastre. Suntem străini de viața lui Dumnezeu. Da? Până în momentul în care Dumnezeu ne cheamă și ne răscumpără, ne eliberează, ne izbăvește, face ispășire pentru noi sau aplică această ispășire vieților noastre. Versetul 3. Vorbiți întregi adunări a lui Israel și spuneți-i: în ziua 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Vreau să înțelegeți că poporul trebuia să aibă în vedere, atunci când se muta în Canaan, ca să aibă un miel pregătit. Da? Trebuia să aibă mielul acesta să fie de un an,
trebuia să fie pentru fiecare familie. Cu alte cuvinte, când s-au mutat în țara Canaan și trebuiau să facă Paștele, ei trebuiau întotdeauna să aibă pregătit un anumit tip de miel, da? Era o pregătire care se făcea mai dinainte. Domnul nu spune în seara în care trebuiau să jertfească mielul, acum luați mielul. Și cu siguranță cred că lucrul acesta ne vorbește despre felul în care însuși Dumnezeu a pregătit mielul. Da? Pe Domnul Iisus Hristos nu a pregătit poporul Israel. Nu a spus poporul Israel, care dintre noi curat, care să facă ispășire pentru noi? Nu! Când Ioan spune, iată mielul lui Dumnezeu, nimeni nu s-a așteptat la lucrul acesta. Pregătirea mielului a fost făcută de către Dumnezeu. Petru spune, dacă nu mă înșel, în capitolul 2, în prima lui epistolă, că el a fost cunoscut mai dinainte de întemeierea lumii. Prima predestinare care a existat din eternitate a fost a Fiului lui Dumnezeu, ca să fie jertfă de ispășire. El este, spunea un autor, primul dintre gândurile lui Dumnezeu în ce privește răscumpărarea noastră. El este în centrul gândurilor lui Dumnezeu în ce privește răscumpărarea noastră. Există o pregătire care se vede în viața copiilor lui Israel, care arată spre pregătirea pe care însuși Dumnezeu a făcut-o pentru Fiul lui. Când Satan a ispitit omul și omul a căzut în păcat, acela n-a fost momentul în care Dumnezeu a stat în cumpănă, a strâns pe cei mai înțelepți heruvim sau arhangheli și a spus, ce facem? Ce facem? Ăștia au făcut praf și pulbere tot ce am făcut noi. Au distrus paradisul. Au băgat păcatul în paradis. Ce facem? Nu! Nici vorbe de așa ceva. În ziua în care Satan a făcut o breșă în umanitate și a introdus păcatul prin Adam și Eva, aceea a fost ziua în care s-a deschis poarta larg pentru inaugurarea planului răscumpărării. Dumnezeu atunci vine și spune, sămânța femeii va zdrobi capul șarpului. Atunci sacrifică. Dumnezeu n-a stat repede, dar fiindcă am o înțelepciune infinită, am un plan. Nu a fost din veșnicie făcut lucrul acesta. Bineînțeles, Satan a făcut pentru a nenoroci umanitatea, dar el a deschis poarta pentru implementarea planului răscumpărării. Sună foarte aproape blasfemiator. Satana, într-un fel, a creat cadrul, fără să-și dea seama. Da? Pentru inaugurarea, pentru introducerea planului lui Dumnezeu. Da? Pentru că jertfa Domnului Iisus nu era necesară cât timp Adam și Eva trăiau în sfințenie. Nu era necesară. Da? Dar Scriptura ne arată, vorbește despre un miel junghiat înainte de întemerea lumii, despre o alegere a Fiului lui Dumnezeu ca să fie jertfa noastră de ispășire. Acum, faptul că evreii trebuiau să aducă acest miel nu arată că ei contribuiau la mântuirea lor, sub nicio formă. Mielul, știm foarte clar, trebuia să vină din evrei și era oferit de Dumnezeu, dar trebuia să fie din evrei. Și a fost din evrei. Domnul Iisus Hristos a fost din evrei. Observați și accentul ăsta pe care se pune aici. În ziua aceea, în ziua 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Este un lucru deosebit de important să observăm că Dumnezeu în jertfa lui de ispășire intenționează ca să acopere pe fiecare din poporul adevărat al lui Dumnezeu. Pe fiecare. Aici e simbolic. Noi știm că o grămadă dintre evrei au fost necredincioși. La ieșirea din Egipt, imediat au început să cârtească. Imediat au început să bajocorească. Zice Dumnezeu la un moment dat, ca și cum a ajuns la capătul puterilor, de 10 ori m-ați ispitit. Dar așa a trebuit să-i omoare pe toți, cu excepția a doi, a trebuit să-i omoare în pustie. Dar accentul, observați accentul care este, aici Scriptura vorbește tipologic despre ceea ce se face pentru adunare, pentru biserica lui Dumnezeu. Fiecare om, nu există niciunul lăsat pe din afară. Nu există niciunul exclus. Toți sunt cuprinși în această ispășire. Toți care fac parte din poporul lui Dumnezeu. Este un lucru deosebit să vedem lucrul acesta, felul în care Dumnezeu își onorează legământul pe care l-a făcut. Acum e clar că fiecare... Sunt anumite discontinuități între pasajul ăsta și ce se împlinește în Domnul Iisus Hristos. De exemplu, faptul că fiecare casă trebuia să aibă un miel. Noi știm că nu sunt mai multe jertfe necesare pentru iertarea păcatelor. Dar motivul pentru care Dumnezeu cere să fie în fiecare casă este pentru că poporul trebuia să fie înăuntru. El nu putea să fie într-o adunare de sărbătoare. După aceea, când intră în Canaan, erau obligați ca Paștele să-l mănânce toți împreună. Da? Dar aici nu puteau să facă lucrul ăsta. Nimicitorul urma să treacă în noaptea aceea și să facă judecata asupra Egiptului și asupra dumnezeilor Egiptului. Așa că fiecare în casa lui trebuia să aibă o imagine vizuală a ispășirii, o imagine vizuală a eliberărilor și trebuia fiecare să aibă mielul lui. Dar noi știm că fiecare miel din fiecare casă, de fapt, sunt niște reprezentări vizibile a unei singure lucrări de ispășire aduse de adevăratul miel, care este Domnul Iisus Hristos. Într-un fel asta se potrivește pentru adunări. Există o singură jertfă a Domnului Iisus Hristos, dar ea ni se arată vizual, particular, fiecare adunări. Când celebrăm, comemorăm, ne bucurăm de masa Domnului, de cina Domnului. Observați de asemenea
Zice, în ziua aceea acestei luni, fiecare om să ia un miel. Cum începe versetul 3? Vorbiți întregi adunări a lui Israel. Vorbiți întregi adunări a lui Israel. Erau în poporul Egipt, da? Erau înconjurați de egipteni. Stăteau acolo, erau supuși egiptenilor, da? Și Dumnezeu, prin jertfa de ispășire pe care o poruncește, face o departajare foarte clară între egipteni și poporul Israel. Eu vă spun dumneavoastră foarte clar, acum, că nu exista niciun fel de diferență morală între poporul Israel și egipteni. Poporul Israel a ieșit din Egipt cu mentalitate egipteană, cu pofte ale egiptenilor, cu păcatele egiptenilor și cu idolatria egiptenilor în inimă. Nu erau mai buni din punct de vedere moral egiptenii. Egiptenilor cum nu erau? Evrei. Nu erau. Dar evrei aveau nevoie de jertfa Domnului, de jertfa Domnului Iisus Hristos, simbolizat aici prin această jertfă, prin acest miel care trebuia sacrificat. Și departajarea care se face, se face pe baza legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Nu există niciun alt motiv. Nu există niciun alt motiv pentru care Dumnezeu face această departajare prin jertfă. Și jertfa face adevărata departajare. Adevărata departajare nu face credința ta în jertfă, ci intenția lui Dumnezeu cu această jertfă. Se discută foarte mult. Care e extensia ispășirii? Extensia ispășirii pentru toți oamenii, adică fiecare om din toată lumea, sau pentru cei care ajung să fie mântuiți vreodată? Întrebarea nu asta este prima întrebare. Întrebarea este care a fost intenția lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu în această jertfă. Și când te uiți la prototipul jertfei Domnului Iisus aici, se vede foarte clar, intenția clară a lui Dumnezeu a fost pentru adunarea lui Israel. În mod clar, Dumnezeu departajează tot Israelul de egipteni. De ce? Că așa a vrut El. Că așa a vrut El, asta a făcut Dumnezeu aici, asta a poruncit El. Versetul 4. Foarte interesant cum decurge textul. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să le ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor. Să face socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Care e problema? Când citești versetul 4, îți lasă un sentiment Dumnezeu că nu vrea să fie nicio risipă. Dar nu pentru că Dumnezeu e un fel de un Dumnezeu care zice, mă, eu nu vreau, Dumnezeu ar vrea un fel de inclinații din astea vegetariene și zice, dacă n-am ce face, trebuie să simbolizezi jertfa Domnului Iisus printr-o jertfă de sânge. Dacă tot o faci, să sacrificăm cât mai puțin. Știi? Să uita Dumnezeu la gunoaile care existau prin Egipt și aruncată multă carne, că erau foarte prosperitate și zicea, băi, ce păcat, ce bun ar fi mâncarea asta pentru cei din Africa. Nu asta era în inima lui Dumnezeu. Există un sentiment, repet, la citirea acestui text, că Dumnezeu nu vrea să lase gândul că din miel se risipește ceva. Și cu siguranță gândul dumneavoastră trebuie să se ducă într-o direcție. Dumnezeu vrea să ne învețe că din mielul adus, care deși este de o valoare infinită, ca jertfa Domnului Iisus Hristos, vorbim despre ea, da? Când spun despre miel, vorbesc despre mielul acesta simbolic, dar vorbesc despre adevăratul miel, să fie foarte clar despre ce vorbim, da? Domnul Iisus, deși este de o valoare infinită în jertfa Lui, totuși Dumnezeu ne arată în acest prototip absolut superb faptul că El nu vrea, nu se pierde nimic, nu există nimic la întâmplare acolo, nu există nimic consumat degeaba. Totul este oferit în mod precis, eficient. Trebuia să fie consumat tot. Da? Nu există niciun fel de risipă. Niciun fel de risipă făcută prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Da? Nimic, absolut nimic din jertfa Lui nu este la voia întâmplării, nu este în mod potențial, în mod universal, sau nu mai știu. Este precis, specific, trebuie consumat tot de acești oameni care beneficiază în realitate de El. Versetul 5 ne arată caracterul Domnului Iisus prin această imagine. Să fie un miel fără cusur. Simplu, nu trebuie multă minte ca să-ți dai seama că vorbește despre Hristos. Da? Despre faptul că Domnul Iisus Hristos a fost impecabil din punct de vedere moral și spiritual. Caracterul, umblarea Lui, viața Lui lăuntrică, relația Lui cu Dumnezeu. În orice privință te-ai fi gândit la Domnul Iisus Hristos, era fără cusur. Există 4 zile de la alegerea mielului și până la sacrificarea Lui când El era luat, dar trebuia astea 4 zile să vadă sigur, să nu aibă niciun fel de cusur. Să fie impecabil, să fie frumos, să fie extra. Cel mai bun miel trebuia luat și adus ca și sacrificiu. De ce? Ca să arate spre jertfa Domnului Iisus Hristos, care trebuia să fie fără pată, fără greșeală, fără niciun fel de impuritate morală sau spirituală. Apoi spune să fie de parte bărbătească. De ce oare? Păi foarte simplu. Când păcătuiește Adam și Eva, Eva este prima ispitită și înșelată. Totuși Dumnezeu îl consideră pe Adam cap federal, da, reprezentativ al întregii umanități. Și prin el intră păcatul în lume. Deși Eva a păcătuit prima. Dumnezeu pe el îl consideră. Și vine al doilea Adam, care și el trebuia să fie bărbat ca să reprezinte, da, ca și cap federal, spiritual, reprezentativ pentru toți cei care vor crede
vreodată în el. De asemenea, spune că trebuie să fie un mil de parte bărbătească de un an. Deci am unul care e în floarea vârstei, da? Și vă gândiți din nou la viața Domnului Iisus Hristos. El nu muri de bătrânețe. Dar tot e bătrân, hai să-l omorâm, ca să fie el jertfă de ispășire pentru păcatele oamenilor. Nu! A fost omorât în floarea vârstei, da? Când era în vlagă, în putere, a fost adus jertfă de ispășire. Dumnezeu a dat pentru noi ce a avut mai bun și a arătat lucrul acesta prin aceste jertfe. Versetul 6, să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia, dar era ales în ziua 10-a și se sacrifica în ziua 14-a. Și toată adunarea lui Israel se junghie seara. Foarte interesant că în versetul 6 îți dă senzația că e un singur miel. Auziți? Să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acestea și toată adunarea lui Israel, vorbește la singular, și în ebraică, și în română, și în ce mai vreți dumneavoastră, să-l junghie seara. Vorbește la singular, ca și cum ar fi un singur miel. Și vorbește în felul acesta nu pentru că nu era câte un miel în fiecare casă, ci pentru că există o unitate pe care Dumnezeu vrea să o transmită în capul lor. Există o singură, de fapt, o singură jertfă. Un singur popor și o singură jertfă care mântuiește poporul acesta. Este o unitate a răscumpărării care li se transmite acestor oameni prin acest tip, prin această imagine. Versetul 7. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Acum vreau să fiți atenți la afirmația pe care o fac. Jertfa în sine, sacrificiul în sine, nu producea mântuire, nu producea salvare în ei, în casele lor. Ei trebuiau să stropească. Da? Trebuia să fie aplicată această jertfă. Trebuia să stropească cu sânge, da? Ușiorii, amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Ceea ce ne spune nou următorul lucru. Dar vreau să vă spun un lucru. Toți miei care au fost jertfiți, toți s-au dus la stropirea cu sânge. Nu a fost nicio casă în care eu zic, eu nu mai vreau să stropesc. Să vreau să mă duc să stropesc geamul. De ce stropesc ușiorii? Care e faza? Important este să fie un sacrificiu. Nu! În toate casele în care s-a făcut sacrificiu, în toate casele a fost o stropire a sângelui. Și există o legătură care se vede și în Sfânta Scriptură, dacă vă uitați, de exemplu, în Efeseni, capitolul 1. Doar un exemplu, un pasaj foarte cunoscut. O legătură strictă între lucrarea Tatălui de alegere, între lucrarea Fiului de ispășire și între lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vine și aplică jertfa Domnului Iisus Hristos pentru aceea pe care Dumnezeu a intenționat să-i mântuiască. Există o legătură, da? Există o legătură între aducerea sacrificiului și stropirea cu sângele acestui sacrificiu peste conștiințele celor care sunt aleși de Dumnezeu, lucru care ni se arată suficient de clar în toată Sfânta Scriptură. Acum, gândiți-vă de ce se spune că trebuiau să ungă stâlpii ușii și pragul de sus. De ce să nu ungă altceva? Pereții. Să iasă pe afară, cum muia cu isop, să ducă să stropească așa, pe pereți. De ce să ungă ușa? Păi, ușa ce e ușa? Ușa pentru ce? Ca să intri, nu? Casa evreului, în noaptea aceea, care a fost un dezastru pentru egipteni, casa evreului era locul protecției. Era locul binecuvântării lui Dumnezeu. Și ei intrau în locul protecției și a binecuvântările lui Dumnezeu pe sub sânge. Toți trebuiau să intre pe acolo, da? Toți trebuiau să intre acolo. Și este un mesaj care ni se transmite. Protecția, salvarea, izbăvirea noastră este doar dacă trecem, da? Dacă intrăm prin această ușă însângerată care este persoana Domnului Iisus Hristos și lucrarea Lui răscumpărătoare. Doar așa suntem salvați, dacă am intrat. Da? Deci nu era suficient să stau în casă, să stau, poate, să folosesc o paralelă, în adunare, unde sunt oameni care au trecut pe sub sânge. Eu trebuie să trec pe acolo. Eu trebuie să fiu acolo, să intru real, spiritual, adevărat, prin regenerare, prin iertare, în locul acela. Acum este un lucru foarte interesant. L-am auzit la D.A. Carson prima dată și am crezut că el a debitat ideea asta, dacă n-am citit autorii care au murit cu vreo 100 de ani înaintea lui, mi-au dat seama că și el o fi citit-o pe la alții. Că semăna tare mult cu ceea ce am citit zilele acestea. Legat de temelia păcii. Imaginați evrei. Evreii erau ieșiți din robie. Unii, fiecare avea trecutul lui. Probabil că avea un amalgam de sentimente. Unii se aflau în dubii, unii se aflau în necredință. Dumnezeu știe ce era în sufletul lor. Era atât mari de oameni acolo, e imposibil ca toți să fi fost așa, cu o credință aia puternică, 100%, vom fi izbăviți, sigur, ce logică superbă aici. Omor un miel, nu ne mai omoară nimicitorul întâi născuți. Nu știu dacă chiar se gândeau așa, ar fi fost bine să gândească tot. Și noi înțelegem din mielul ăsta că este jertfa Domnului Iisus prin care suntem cu toții eliberați. Și salvați și mântuiți și justificați și regenerați și așa mai departe. Mă îndoiesc. Deci, dacă stai să te gândești, fiecare om, în fiecare casă era o atmosferă.
erau niște gânduri, erau niște discuții. Fiecare casă, fiecare om avea o istorie a lui. O istorie a păcatelor lui, o istorie a robiei lui în Egipt. Fiecare era în felul lui un nenorocit acolo. Era un nenorocit. Și în noaptea aceea, deosebit de importantă pentru ei, în care se face ispășire pentru ei, cel mai important lucru care se transmite prin acea jertfă este motivul sau temelia pe baza căreia acești oameni sunt împăcați cu Dumnezeu. Ei sunt și ei niște păcătoși. Ei nu sunt uciși, sunt salvați și egiptenii sunt omorâți. De ce? Răspunsul este datorită sângelui, da? Datorită sângelui. Totuși, atunci când ajungem și aplicăm lucrul ăsta de multe ori în creștinătate, se creează o grămadă de confuzii. O grămadă de confuzii și chiar noi înșine, care credem în jertfa Domnului Iisus și în ispășirea particulară și eficace și așa mai departe, de multe ori ne mutăm siguranța, liniștea interioară de la sângele Domnului Iisus, jertfa Lui eficace, desăvârșită, completă, o mutăm spre alte lucruri. Spre alte lucruri. Și vreau să ne gândim puțin, să ne imaginăm puțin ce se întâmpla în casele acestor oameni. Păi un lucru foarte clar este că Dumnezeu nu le cere lor nimic să aducă decât mielul acela care de fapt reprezintă pe Domnul Iisus Hristos pregătit de însuși Dumnezeu. Nu le cere Dumnezeu, citiți tot pasajul, citiți Deuteronom 16, citiți oriunde se vorbește despre Paște, nu li se cere. Dom'le, fii atent, aveți un an la dispoziție, aveți 4 zile sau 3 zile sau 5 zile. Trageți tare acum, exact cum mă gândeam eu înainte la cina Domnului. Trageți tare săptămâna asta, că e săptămâna în care trebuie să luăm cina Domnului. Să fiu mai cu minte, să vorbesc mai frumos, să nu mă enervez așa de des, să fac nu știu ce. Și când vin la cina Domnului, să fiu vrednic de jertfa Domnului Iisus Hristos. Eronat, falsă evanghelie. Farsă evanghelie. Este o jignire clară a persoanei și a lucrării Domnului Iisus Hristos. Sună, vezi calviniștii de fapt învață că indiferent de cum trăiești poți să vii la cina Domnului. Auzi ce a spus? Că e o falsă evanghelie dacă te pregătești înainte de cina Domnului. Da, dacă nu te pregătești toată lumea și te pregătești numai atunci ca să te înșeli pe tine însuți că Domnul te acceptă pe baza performanțelor tale din săptămâna aia, da, deschis, spune, este o falsă evanghelie. Este o falsă evanghelie. Dumnezeu nu le cere lucrul acesta, da? Dumnezeu nu ne spune, sperați că o să fiți mântuiți. Asta e teologia ortodoxă care e predicată peste tot în țara asta, în bisericile evanghelice. Să sper că până la final o să reușesc. Nu, Dumnezeu nu spune că îi mântuiește în funcție de calitatea speranțelor. Vă asiguri izbăvirea și salvarea dacă sperați. Nu. De asemenea, nu ne spune că ei trebuie să facă ceva, da? Fapte bune sau ceva ca Dumnezeu să-i scoată din robie. Nu le spune nimic. De asemenea, nu spune rugați-vă ca să fiți salvați. Nu spune la niciunul să se roage ca să fie salvat. Mă auziți ce vă spun? Nu le spune la niciunul. Rugați-vă, stăruiți mult când vine nimicitorul să fie, să tremure casa în rugăciune înaintea Domnului, ca să vă salveze. Și când nimicitorul o să audă că acolo e o stăruință adevărată pentru mântuire și pentru salvare, o să zică, da, pe ăștia iert. Trec de la casă, nu omor pe întâiul născut. Bă, rugăciunea voastră este ca în firave. Nu! Este rugăciunea importantă pentru poporul lui Dumnezeu. Este fundamentală. Este, cum se spune, respirația sufletului nostru. Este dorința noastră de a sta în comuniune cu Dumnezeu, care deja ne-a mântuit. Este egal cu zero. Rugăciunea mea este un păcat înaintea lui Dumnezeu până n-am trecut prin sub sângele Domnului Iisus Hristos. Rugăciunea mea este primită de Dumnezeu doar după ce am fost pus sub sânge. Doar după ce s-a făcut ispășire pentru mine. Deci nu zice și ispășire și roagă-te puternic. Și în funcție de asta, în ultimă instanță, ispășirea e importantă, dar în ultimă instanță contează rugăciunea ta. În ultimă instanță contează speranța ta puternică pusă în Dumnezeu. Nu? Nu. Tot ce a contat în acea noapte a fost ispășirea. Ispășirea. Sângele. Dumnezeu nu ne spune, faceți voi, uite, eu fac o parte cu sângele, restul faceți voi. Și să completeze Dumnezeu cu ceva. Nu. Temelia siguranțelor, temelia izbăvirilor este sângele. Acum vă întreb pe dumneavoastră, dacă niște evrei într-o casă erau un tată din ăsta mai bleguț, așa, mai necredincios, mai neatent, mai slab așa de fire și își împărtășea sentimentele cu pruncii lui. Bă, eu nu știu, mi se pare cam ciudat tot ritualul ăsta, toată ceremonia asta, pe 430 de ani, mulți o spera că vine exodul și izbăvirea. Eu am dat, că așa mi-a cerut Dumnezeu, da? Nu știu, eu nu mă simt în siguranță. Vă întreb, ce credeți? Nimicitorul a intrat în casă? N-a intrat în casă. Pentru că salvarea lor n-a depins de sentimentele pe care le aveau ei. Noi stăm de multe ori și ne întrebăm, Doamne, ce-i cu mine? Doamne, s-a născut din nou. Doamne, în ce stare ne aflăm? Doamne, prin ce perioadă de viață trec? Doamne, ce sezon nenorocit? Doamne. Și nu te simți. De asta depinde mântuirea noastră? Nici vorbi de așa ceva. Nici vorbi de așa ceva. De ce depinde? De sângele aplicat al Domnului Iisus Hristos în viețile noastre. Nu depinde nici măcar de o experiență spirituală pe care noi o avem.
să fiu uitat la și fi stat așa într-un fel de contemplare din asta budistă sau yoghină, sau chiar unii să o numească creștin mistică, și să fi avut o experiență reală, supranaturală a legăturilor cu sângele mielului. Nu știu ce fel de experiență. Nu, Dumnezeu nu condiționează salvarea lor de vreun fel de experiență din asta lăuntrică a lor, ezoterică, mistică, transcendentală sau de care o mai fi. Nu! Dumnezeu condiționează salvarea lor de sângele mielului. De sângele mielului, da? Evreul nu trebuia nici să gândească profund și perfect ca să fie în siguranță. Trebuia să se gândească la ceea ce se întâmplă acolo. Trebuia să se gândească, de ce sunt eu salvat și ceilalți nu? Ce e cu sângele ăsta? Ce arată Dumnezeu prin jertfa aceasta? Trebuia să se gândească? Da. Dar Dumnezeu nu condiționează gândirea lor perfectă despre sângele respectiv. Gândirea lor completă, profundă, da? O gândire profundă despre jertfa Domnului Iisus, asta mă mântuiește. Nu, te mântuiește jertfa Domnului Iisus. Și gândirea noastră despre această lucrare, vedeți, se dezvoltă pe parcursul timpului. V-am mai spus, cred că cândva, mă repet, noi nu suntem mântuiți în funcție de valorificarea și aprecierea pe care noi avem asupra jertfei Domnului Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu ți-ar da acum harul ca să vezi adevărata frumusețe a persoanei Domnului Iisus Hristos și a jertfei Domnului Iisus Hristos, s-ar presi creierii în cap, în cutia craniană. S-ar face varză. Înțelegeți? Nu, aprecierea noastră a jertfei Domnului Iisus Hristos, valorificarea noastră a jertfei Domnului Iisus, care este un lucru deosebit de important pentru viețile noastre și care are implicații practice în trăirea noastră în fiecare zi, este foarte importantă, dar nu pe baza asta suntem mântuiți. Ci suntem mântuiți pe baza dependenței noastre totale de jertfa Domnului Iisus Hristos, care, bineînțeles, conține în ea o anumită apreciere. Da? Evreul nu trebuia să se întărească în credința lui ca să fie în siguranță. Zic că Dumnezeu vă mântuiesc, dar întăriți-vă în credință. Aveți timp 4 zile de la alegerea mielului până. Întăriți-vă în credință. Fiți tari! Că atunci când vine nimicitorul, trece cu aparatul, cu aplicația. Ce credință are asta? Slavă credință! Nimicit! Nu! Nu! Mântuirea lor, salvarea lor, izbăvirea lor depinde de sânge. În concluzie, Dumnezeu nu zice în seara aceea, când voi, este chiar limbajul acesta îl folosește Dumnezeu, când va trece îngerul nimicitor, voi vedea, zice sângele. Dumnezeu zice, voi vedea sângele. Voi vedea sângele. Dumnezeu nu zice, când va trece îngerul nimicitor, voi vedea speranța, siguranța voastră, credința voastră, experiența voastră, rugăciunea voastră, aprecierea voastră, gândirea voastră, faptele voastre și atunci o să trec pe lângă voi. Nu asta spune. Când voi trece, voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Scurt, pe doi. Am insistat asupra acestui lucru pentru că în zilele de astăzi se atașează de mântuire și de siguranța mântuirii o grămadă de lucruri. Ceea ce constituie temelia mântuirii tale trebuie să constituie și temelia siguranței mântuirii tale. Același lucru care este jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Asta este soluția pe care Dumnezeu o dă, o soluție divină, o soluție satisfăcătoare, completă, dacă vreun evreu s-ar fi îndoit în seara aceea. De soluția pe care a dat-o Dumnezeu, îndoiala aceea ar fi fost o dezonorare a sângelui ispășirii. Pentru că ar fi zis, nu-i suficient. Ar fi fost o declarație despre faptul că Dumnezeu este mincinos. Dumnezeu spune, este suficient sângele ispășirii. Orice evreu care s-ar fi îndoit de lucrul acesta, l-ar fi dezonorat pe Dumnezeu, ar fi dezonorat cuvântul lui Dumnezeu și ar fi dezonorat sângele ispășirii. Același lucru este și cu noi. Când siguranța noastră, când credința noastră se atașează nu doar de jertfa Domnului Iisus Hristos, ci spunem, m-aș simți mai în siguranță dacă aș face și asta, 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 lucruri care decurg din jertfa Domnului Iisus Hristos, îl dezonorăm pe Dumnezeu. Când spunem, implicit nu-i suficient ca să fiu mântuit doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Eu vreau să adaug acolo niște lucruri, da? Și de fapt e punerea, cum se spune, căruții înaintea boilor sau a cailor. Versetul 8. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc și anume s-o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. E izbitor contrastul dintre felul în care vorbește Domnul Iisus în Ioan despre jertfa lui, da? Când îi cheamă pe oameni să mănânce trupul lui și să bea sângele lui, și felul în care vorbește Dumnezeu în textul acesta. Se sacrifică mielul acela, se stropește cu sânge și pe el pun să-l mănânce. Care este un mod clar de a vorbi despre asumarea acelei jertfe, da?
despre asumarea acelei jertfe, despre consumarea acelei jertfe, despre a se uni cu jertfa aceea, da? Aici este îmbinată realizarea răscumpărării cu aplicarea ei. Eu trebuie să o consum. Eu trebuie să mănânc, eu trebuie să îmi fac parte de ea, da? Să-mi fac parte de ea. Din nou vreau să observați că există o legătură foarte clară între aducerea sacrificiului, stropirea sângelui din acel sacrificiu și consumarea acelui sacrificiu. Toți care au făcut sacrificiu au și stropit sângele și au și mâncat mielul acela, da? Există o legătură completă. Cu alte cuvinte, nu se poate ca eu să fiu iertat prin sângele Domnului Iisus Hristos pentru că am stropit cu sânge sau mi-este stropită conștiința, dar fără să consum din jertfa aceea și să trăiesc pe baza ei. Nu există așa ceva. De aceea nu este pericolul trăirii în păcat când predici o asemenea mântuire. Pentru că aceiași oameni care sunt iertați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, da? Simbolic se stropește sângele în afară pe ușori ușii ca să vadă Dumnezeu. Zice, eu voi vedea, dar e poziția mea înaintea lui Dumnezeu. Aceeași jertfă este pentru hrănirea lor. Deci nu se putea să nu mănânci. Dacă nu mâncai, trebuia nimicit din poporul Israel. Nu exista posibilitatea asta. Dumnezeu nu lasă varianta asta. Unii să stropească și restul să mănânce. Să mănânce numai la care le foame. Nu, toți trebuiau să mănânce în mod obligatoriu. Pentru că eu care sunt stropit cu sângele Domnului Iisus, sunt iertat, sunt justificat, pozițional înaintea lui Dumnezeu, m-am împăcat cu Dumnezeu, sunt liniștit, sunt odihnit în prezența lui Dumnezeu, eu trebuie să consum acea jertfă a Domnului Iisus Hristos. Prin jertfa prin care sunt justificat, prin acea jertfă și trăiesc. Prin acea jertfă și trăiesc. Observați, în noaptea Paștelui, aspectul central al întregii activități, al întregii ceremonii este mielul. Totul este despre miel în tot evenimentul acela. Totul este despre miel. El face începutul anului. El este acela care face ca îngerul nimicitor să treacă mai departe. El este acela care face diferență între evrei și egipteni, nu moralitatea lor, ci mielul. El este acela în jurul căruia se face această masă de dragoste, de bucurie, o masă de celebrare, de comemorare, de amintire. Că asta urma să fie după aceea, da? De amintirea a izbăvirii pe care a făcut-o Dumnezeu. Frați și surori, vă spun deschis în seara asta. Noi nu ne-am strâns aici în jurul mărturisirii de la 1689. Să ne ferească Dumnezeu. Noi ne-am strâns în jurul jertfei Domnului Iisus Hristos. Noi ne-am strâns aici în jurul lui Calvin. Nu mă interesează nici de Calvin, nici de Augustin și absolut de nimeni, decât dacă sunt lucruri pe care ei le-au înțeles din cuvântul lui Dumnezeu, așa cum sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Nu în jurul lor ne-am strâns noi, nici în jurul calvinismului, nici în jurul teologiei reformate. Noi suntem strânși în jurul Domnului Iisus Hristos și a jertfei sale. Eu când vin aici nu mă bucur. Ha-ha! Iar am spus ceva despre totala depravare. Nu, eu mă bucur când îmi spune ceva despre Domnul Iisus Hristos care m-a salvat de depravarea aceea. Înțelegeți ce spun? El este centrul nostru. Să nu lăsăm vreo idee, vreun concept, vreo doctrină biblică să fie cea care ne încălzește doar mințile, ci să fie mielul în jurul căreia ne strângem și de care ne bucurăm. Acel miel, ispășirea lui, jertfa lui, aplicarea sângelui lui asupra conștiințelor noastre. În jurul lui se strânge adunarea. În jurul lui se strânge adunarea poporului lui Israel, în jurul mielului. În jurul mielului se strângeau în acea noapte. Nu există alt centru al unității adunării lui Dumnezeu. Nu există alt centru al unității decât mielul. Decât mielul, care trebuie consumat. Într-un fel, ni se vorbește puțin și despre meniu aici. Zice, chiar noaptea aceea să mănânce carnea friptă la foc și anume să o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Foarte interesant meniul ăsta. Dumnezeu nu face nimic la întâmplare. Dumnezeu zice așa, ce să... Mă gândesc, cu ce să mănânce ăștia? Că numai carne așa goală, hai să-i dau ceva salată. Și o leacă de pâine. Dar să nu fie prea grea la drum. Nu, Dumnezeu are un scop precis pentru că indică meniul lor. Care vorbește tot despre lucrarea mântuirii. Despre Domnul nostru Iisus Hristos. Azimile, știm foarte bine, sunt fără aluat. Când citiți în Noul Testament, aluatul este simbolul răului. Da? Vorbește foarte clar în 1 Corinteni, capitolul 5, despre aluat. Despre a mătura aluatul și după aceea spune că și Hristos, paștele nostru, a fost jertfit. Deci apostolul Pavel ne interpretează, ne spune cum trebuie interpretat textul acesta. Azima este simbolul absenței răului. Azima este simbolul sfințeniei practice, da? Când se aduce jertfa de ispășire. Pentru că Iisus a fost jertfit, efectul în adunare trebuie să fie sfințenia. Iar verdețurile acestea amare, bineînțeles, trebuiau să le mănânce ei și simțeau această amărăciune. Și este foarte interesant, un lucru deosebit de frumos, un paradox într-un fel al vieții creștine. Noi mâncăm, consumăm jertfa Domnului, o aplicăm vieților noastre. Suntem justificați prin ea, suntem înnoiți, iertați prin ea și în același timp trebuie să o mâncăm cu verdețuri amare. Când ne uităm la ea, ea provoacă o amărăciune în inimile noastre. Pentru ce? Că ne e milă de Domnul Iisus Hristos?
Nu, ci că acea jertfă a fost necesară pentru păcatul nostru. Nu există niciun fel de paradox între jertfa Domnului Iisus Hristos și experimentarea pocăinței. Cum zice, dacă e jertfa Domnului Iisus, să ne bucurăm, să dănțuim, să fie jocuri, să fie atmosferă, frate. Nu că să ne bucurăm de jertfa Domnului Iisus Hristos. N-ai înțeles nimic. N-ai înțeles nimic. Este direct proporțional înțelegerea jertfei Domnului Iisus Hristos cu experimentarea pocăinței. Cu cât înțelegi mai bine jertfa Domnului Iisus Hristos, vei înțelege că ea este pentru păcatul meu. Pentru păcatul meu. Și cu atât voi vedea cât de cu cât voi vedea că e mai frumoasă jertfa lui, voi vedea cât de hidos e păcatul meu. Și astea sunt ierburile amare pe care le mâncăm și care produc amărăciune. Nu amărăciunea disperării. Nu sunt salvat, mi-am pierdut mântuirea. Doamne, oare voi fi mântuit vreodată? Nu. Ci amărăciunea păcatului pentru care Fiul lui Dumnezeu, mielul, a fost jertfit. Există o legătură acolo, trebuia să mănânce carnea pe Hristos, să-l consumăm împreună cu verdețurile amare. Și cu o separare practică de rău. Lucrurile astea sunt legate împreună. Sunt legate împreună. Versetul 9. Foarte interesant, Dumnezeu accentuează în tot pasajul și în toate pasajele care vorbesc despre jertfirea acestui miel să nu fie fiert. Să nu fie mâncat crud, să nu fie fiert. Au zis, versetul 8. Carnea s-o mânce chiar în noaptea aceea friptă la foc. Versetul 9. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc. Atât capul, cât și picioare și mărântoaiele. Foarte interesant. De ce spune lucrul acesta? Din nou versetul 10. Dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Era o imagine foarte interesantă ca să, despre ce e focul ăsta? De ce cere să fie făcut în foc? Ce imagine a focului în Vechiul Testament? Arăta, văzui o imagine în care arăta pe niște creștinei din ăștia foarte veseli că strigau la Dumnezeu după foc. Sunt o felul de cântări din astea. Doamne, scoboare focul tău peste noi, focul tău peste noi. Dacă cobor focul lui Dumnezeu peste noi, ne-ar mistui ca pe fiii lui Aron. Că suntem fără minte și facem exact probabil o închinare ca fiilor lui Aron dacă cerem focul lui Dumnezeu. Și arăta în imaginea aceea, cobor focul lui Dumnezeu și o prăji pe toți. Cam asta. Ce-i focul? Focul este simbolul judecății lui Dumnezeu. Și cere ca acest miel să fie consumat prin foc. Dacă rămâne ceva din el, să fie ars în foc. Și noi când îl mâncăm, să-l luăm din foc. Focul este simbolul judecății lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, vorbește foarte clar despre felul în care a murit Domnul Iisus Hristos. El a murit sub judecata lui Dumnezeu. Sub judecata sfântă și dreaptă a lui Dumnezeu. Focul lui Dumnezeu a căzut peste el. Așa îl luăm noi pentru noi. Îl luăm pentru noi, privind la el ca unul care a suferit sub judecata dreaptă și sfântă a lui Dumnezeu. Sub focul judecății lui Dumnezeu. Da? De asta a murit el. A murit pentru că Dumnezeu l-a pedepsit în locul nostru, da? L-a pedepsit în locul nostru. Nu trebuia să fie fript pentru că nu mai reprezenta această judecată sfântă și dreaptă a lui Dumnezeu, focul judecății lui Dumnezeu. Vorbește despre cap, da, care este locul minții, a gândurilor, vorbește despre picioare care este locul care este care arată spre umblare, vorbește despre măruntaie când citiți Psalmii, vorbește despre stările sale sentimentale, toate măruntaiele sunt într-un fel sau altul, da? Vorbește despre toată viața Domnului Iisus Hristos, despre gândirea Lui, despre starea Lui lăuntrică, despre umblarea Lui, care toată este cercetată în focul judecății lui Dumnezeu și este găsită vrednică să fie în locul vieților noastre. Când a fost verificat Hristos și toate evanghelile sunt într-un fel o extensie a versetului 9. Când te uiți la mentalitatea, la gândirea Domnului Iisus Hristos, zice să aveți gândul lui Hristos în voi. Nu? Când te uiți la umblarea Domnului Iisus Hristos, toate evangheliile ne arată. Este o umblare fără păcat. Este fără păcat. La stările sentimentale ale Domnului Iisus Hristos, la erupțiile sale de mânie, toate sunt sfinte. Și când ajunge la crucea de la Golgota și este judecat nu de oameni, nu de Satan, nu este evaluat de demoni, ci este evaluat de însuși Dumnezeu. El este găsit fără păcat și singura jertfă care poate să fie adusă în locul nostru. Versetul 10. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața și dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Da? Să-l ardeți în foc. Versetul 11. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, că sunt Paștele Domnului. De ce? De ce? Este jertfa Domnului Iisus Hristos, sângele mielului care urma să producă eliberarea din țara întunericului a dumnezeilor străini, a morții, a păcatului, a imoralității și a falsei religii, jertfa aceasta urma să facă o separare între ei și Egipt. Da? Urma să-i propulseze în viața nouă. Ei trebuiau să fie pregătiți. Destinația lor, au altă destinație, au altă direcție, au altă semnificație a vieții, au alt dor.
Merg în altă direcție de acum. Este imposibil să... Am fost iertat prin jertfa Domnului Iisus Hristos și trăiesc exact aceeași viață pe care am trăit-o înainte, pentru că a spus fratele Andrei și mulți alți calviniști că jertfa Domnului Iisus Hristos este completă, este suficientă, ești iertat de toate păcatele. Da, dar te poziționează diferit față de lume. Te poziționează diferit față de religia ei, față de standardele ei, valorile ei, bogățiile ei, moartea, păcatul, întunericul care este în ea. Te poziționează diferit. Da? Și te pune într-un fel într-un peregrinaj, într-o călătorie. De aceea spune Apostolul Petru, ca străini și călători. Asta face jertfa Domnului Iisus Hristos cu noi. Ne poziționează diferit față de lumea aceasta și ne dă perspectiva eternității. Este imposibil ca jertfa Domnului să nu facă asta pentru noi. Asta înseamnă, jertfa Domnului în esența este, creează un exod în viața noastră. Un exod întâi lăuntric. Un exod lăuntric. Când eu în inima mea ies din lumea asta, eu sunt între ei, dar sunt ieșit din ei. Există un sentiment continuu de înstrăinare profund implantat în inima tuturor copiilor lui Dumnezeu care vine direct din jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru că El te-a separat în mod iremediabil. Te-a separat de această lume. Și există sentimentul ăsta de înstrăinare. Chiar dacă e soțul tău, copiii tăi, vrei mântuiți, dar știi că ești diferit de ei. Și că ești separat de ei, nu că ai fost tu mai bun, mai moral decât ei, ci că ai fost separat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Este un exod lăuntric și bineînțeles este exodul acesta escatologic care are, care generat, făcut tot de jertfa Domnului Iisus Hristos, când El vine și își extrage poporul din lumea asta, ca să cadă judecata lui Dumnezeu peste această lume. Da? Își extrage și ia biserica, își ia toți copiii lui Dumnezeu, ca să cadă judecata, focul judecății lui Dumnezeu peste lumea aceasta ticăloasă și nenorocită. Versetul 12. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului. Adică ce avea mai bun Egiptul? De ce nu-i omoară pe toți? Dumnezeu simbolic face un măcel într-un, acolo, Dumnezeu simbolic, dar o lovește ce are mai bun, pârga Egiptului. Dar viața Egiptului, viitorul Egiptului, Dumnezeu dă cu ei de pământ. Și arată judecata asupra lor, da? Tot ce-i mai bun al lumii cade sub judecata lui Dumnezeu. Tot! Și au zis ce spune. De la oameni până la dobitoace și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu Domnul. Și ce se întâmplă? În jertfa Domnului Iisus Hristos, Hristos face judecată împotriva tuturor religiilor pământului. Împotriva tuturor dumnezeilor. De ce? Pentru că nu există niciunul care să poată oferi o salvare reală pentru ei. Înțelegeți? Să aduce unica jertfă de ispășire și acea unică jertfă de ispășire este o declarație de război și o judecată împotriva oricărei filozofii, oricărei religii și oricărui Dumnezeu, care sunt total impotenți să ofere pentru ei o salvare. Au putut Dumnezeii Egiptului să facă ceva pentru ei? Toți Dumnezeii la olalt au putut să facă ceva pentru ei? Măcar pentru un singur întâi născut a putut să facă ceva Dumnezeii Egiptului? Nu. Nu. Singura șansă de mântuire, singura oportunitate, singura metodă, singura cale oferită de Dumnezeu acolo a fost sângele acelui miel. Și acel miel, gândiți-vă, un miel face judecată împotriva Egiptului. Asta este. Pentru că este Hristos, Domnul, care, da, în același timp mântuiește poporul lui Dumnezeu, dar în același timp face o judecată asupra tuturor dumnezeilor acestei lumi. Și atunci tuturor oamenilor care se închină acestor Dumnezeu, care sunt atașați spiritual, moral de acești Dumnezei. Da? Deci sângele Domnului Iisus Hristos mântuiește, dar în același timp exclude și nimicește. Lipsa sângelui este nimicire. Lipsa sângelui este moarte. Lipsa sângelui este distrugere în Egipt și este distrugere în viața oricărui om care nu îl are pe Dumnezeu. De aceea este o enormitate, este o aberație să vorbești despre mai multe religii prin care poți ajunge la Dumnezeu. Că ei îl numesc cumva, că noi îl numim cumva. Este un joc atât de stupid, oameni și auzi oameni credincioși care zic că eu cred în jertfa Domnului Iisus Hristos, dar nu pot să accept că oamenii nu pot să fie mântuiți și altfel. Este un joc atât de periculos. E fatal. Ai exemple foarte clare arătate. Acest sânge exclude. Este exclusivist. Total exclusivist. Nu există nimic mai intolerant pe suprafața Pământului decât jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu există niciun fel de dialog între jertfa Domnului Iisus Hristos și alte căi de mântuire, alți mântuitori, alți Dumnezei, alte religii. Nu există, înțelegeți? Creștinismul în sine este urât în Europa acum pentru că este total intolerant. Creștinismul tolerant care cuprinde tot, multiculturalismul, religie, tot, îmbrățișăm pe toți, o dragoste din asta a unui Dumnezeu care nu știm exact cum este o travestire parșivă, nenorocită a creștinismului. Și este calea spre moarte, nu este creștinismul adevărat. Și asta face jertfa Domnului Iisus Hristos. Exclude, nimicește, judecă
da? Lasă pe oameni sub judecată. Versetul 13. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Ce slujește ca semn? Când aud mântuiri din astea. Zice, da, suntem mântuiți prin credință, prin har și așa mai departe. Dar după aceea, Dumnezeu nu-ți mai uite numai la credința în jertfa Domnului Iisus. Sau la jertfa Domnului care s-a dus pentru tine și s-a fost aplicat. Și să uite la alte lucruri. Și completați cu ce vreți dumneavoastră. Cu baticul, cu sabatul, cu vorbirea în limbi, cu botezul la baptiști. Completați cu ce vreți dumneavoastră. Este irelevant cu ce completez. Poți să completezi cu lucruri din Biblie. Pare foarte religios și creștin. Este irelevant cu ce completez. Dumnezeu spune, sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Cum trece judecata pe lângă noi? Ce va vedea Dumnezeu? Avem această doctrină minunată, glorioasă, care îi dragă sufletului nostru al justificării, dar de multe ori ne comutăm de pe Evanghelia adevărată, ne comutăm pe tot felul de Evanghelie din astea false. Mulți întreb, dar poate un creștin să creadă o Evanghelie falsă, aproape în fiecare săptămână o cred. Câte una în asta falsă. Stau și zic, da, dar n-am făcut, dar n-am drept, da, Dumnezeu, nu, ui, la distanță, să creează o grămadă de lucruri. M-am comutat pe altă Evanghelie. Dar Dumnezeu ne ține harul Lui, pentru că sângele este pus pe noi și ne recuperează și ne disciplinează și ne învață și ne revenim. Dar ne comutăm foarte ușor. De ce? Pentru că teologia falsă în esența asta este. Botezul vă va sluji ca semn. Și când vede Dumnezeu botezul, zice, a, gata, e ok. Sabatul vă va sluji ca semn. Legea vă va sluji ca semn. Baticul vă va sluji ca semn. Numai asta știți că a fost o perioadă lungă în istorie și mai sunt adunări în țara aceasta care învață lucrul acesta. Dacă nu ai baticul strâns sub barbă cu 3 noduri ca să nu se desfacă, du-o sunt când vine și te ridică, la răpire rămâi pe pământ. Și oamenii învățau asta de la învon, frați și surori, nu erau 3 oameni în biserică care nici cei săraci nu gândeau sau dormeau în timp ce se predica. Ci erau sute de oameni care auzeau lucrurile astea. Sute de oameni. Și toți, da. Și vine Duhul Sfânt cu metru la fusta ta, eu total pro-decență. Mulți dintre dumneavoastră v-ați supărat decența, de standardele decenței mele. Da? Total pro-decență, dar nu va face Duhul Sfânt asta. Nu va face Duhul Sfânt asta. Și cu siguranță nici eu nu voi face. Sau fratele Mihai. Eu voi vedea? Asta trebuie să rămână în mintea noastră imprimată. Am printat așa definitiv pe sufletul nostru în seara asta. Eu voi vedea sângele. Dacă Dumnezeu ar fi să te judece, să te evalueze, să te aducă la balanță, să treci de toate vămile, să treci Iordanul, da, cum se spune, cum se vorbește în teologia populară, și să ajungi acolo și Dumnezeu să te evalueze. Știți pe ce te va evalua? Nu o să te pună Dumnezeu sub microscopul Lui, sub toate tehnicile Lui super dezvoltate, la care mintea noastră nu s-a ridicat, ca să vadă dacă suntem pregătiți pentru cer. Nu suntem! Și se va uita la sângele Domnului Iisus Hristos care a fost aplicat asupra vieților noastre. Eu voi vedea sângele care a fost aplicat, care ne-a fost aplicat prin Duhul Sfânt, conștiințelor noastre, vieților noastre, și a început în noi un proces de sfințire, de curățare, da? De eliberare, și zice că judecata lui Dumnezeu trece pe lângă noi. Da? Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nici o urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Deci din nou ni se vorbește despre o departajare clară între evrei și egipteni, nu pe baza moralității, faptelor, experiențelor, religiilor, ci doar pe baza sângelui. Există o siguranță totală pe care Dumnezeu o transmite acestor oameni tot pe baza sângelui, da? Tot pe baza sângelui. Și siguranța nu stă în faptul că ei se holbau la sânge și înțelegeau tot ce se făcea acolo și valorificau sângele, ci se bazează pe faptul că Dumnezeu vedea sângele. Când toți am fi pierdut, frați și surori, să înțelegem foarte bine. Toți am fi pierdut dacă Dumnezeu a spune te mântuiesc în funcție de cum poți valorifica sângele Domnului Iisus Hristos. Nu. Când Fiul lui Dumnezeu a stat la cruce de la Golgota singur, El față în față cu Dumnezeu s-a fost judecat. Și judecata sfântă și dreaptă a lui Dumnezeu. Când focul judecății și mânia lui Dumnezeu a fost turnată peste El, Dumnezeu a valorificat sângele lui Iisus Hristos. Și El a spus, este suficient, este deplin, este complet, este desăvârșit. Pentru Andrei, pentru fratele Avram, pentru Ciprian, pentru Mihai, pentru toți cei care sunt mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. El a văzut, zice, eu voi vedea, repetă Dumnezeu lucrul ăsta la Paște, eu voi vedea, eu trebuie să fiu satisfăcut. Nu Satan, nu oamenii, nici măcar noi, ci El să fie satisfăcut. Este irelevant ce considerăm noi important înaintea lui Dumnezeu. El trebuie să fie satisfăcut. Și El vede sângele Domnului Iisus Hristos, sângele mielului, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Dumnezeu când s-a despărțit de Fiul Lui în același timp,
a văzut jertfa Domnului Iisus Hristos suficientă. Suficientă. A, este un paradox. Versetul 14. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului. S-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Pomenirea acestei zile. Vă sună cunoscut limbajul? Pomenirea acestei zile. Ce zi pomenim noi? Păi ziua eliberării noastre, care s-a întâmplat nu în 2007, ci care s-a întâmplat acum 2000 de ani, în realitate, când a fost plătit pe nume pentru Andrei Croitoru, pe nume pentru Cutărescu. Acolo este siguranța mea. Siguranța mea nu este că experiența mea într-o perioadă de timp care Dumnezeu m-a cercetat, m-a luminat, m-a născut din nou, nu acolo este temelia siguranței mântuirii mele, ci temelia siguranței mântuirii mele este în jertfa Domnului Iisus Hristos. Mă întorc cu 2000 de ani în urmă să mă uit. Nu mă întorc la ziua în care am făcut în ghilimele un legământ, ghilimele cu multe note de subsol și explicații, un legământ cu Domnul în apa botezului. Nu aia e siguranța mea. Nu mi-am scris pe Biblie ziua botezului. Nici nu mă interesează că nu a fost. Știu că am fost botezat în moartea și în vierea Domnului Iisus Hristos, cel puțin când El a stat ca și cap reprezentativ a meu la crucea de la Golgota. Acolo e siguranța mea. Acolo este siguranța mea. Și zice, și pomenirea acestei zile s-o păstrați. Și asta ni se cere nouă. Și asta facem noi. Să păstrăm cu drag pomenirea zilei în care Fiul lui Dumnezeu a murit pentru noi. Și ne-a avut pe pieptul Lui, a purtat povara pe umerii Lui și ne-a avut în mintea Lui, ne-a avut în dragostea Lui. Timp de 7 zile veți mânca azim. După ziua aceasta de eliberare, Dumnezeu vorbește despre această sărbătoare a azimilor, despre care voi spune puține lucruri, dar importante. Spune așa, timp de 7 zile veți mânca azimi. Din cea din tâi zi veți scoate aluatul din casele voastre, cum v-am spus, este un simbol al răului, cum vor vedea. Căci oricine va mânca pâine dospită, din ziua întâi până în ziua a șaptea va fi nimicit din Israel. Aluatul care crește și care se umflă, da? Arată puterea de propagare a răului. Puterea de propagare a răului și Dumnezeu zice, după eliberarea voastră, 7 zile, care este, bineînțeles, simbolul perfecțiunii și a continuității, da? Un timp complet, da? Un timp complet. În toată perioada aceasta nu aveau voie să mănânce simbolic ca să arate despre ce? Despre ce? Ia auzi ce spune în Corinteni 5:7. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă. Cum și sunteți? Auzi ce se întâmplă? Ăștia aveau foarte mari probleme în Corint, vă aduceți aminte. Zice, voi sunteți azimi într-un fel. Sunteți fără aluat. Voi sunteți o plămădeală nouă. Auziți ce spune? Ca să fiți o plămădeală nouă, cu și sunteți. Voi sunteți așa. Da? Dumnezeu a făcut asta pentru voi. Dar din anumite pricini, în biserica din Corint, ca în multe adunări, intră tot felul de rău. Tot felul de rău. Și în cazul acesta este rău moral care intră. Dezbinările, bețiile, curviile, tot felul de lucruri de felul acesta intră acolo. Da? Și el spune, măturați aluatul cel vechi. La un moment dat, în capitolul 6, Pavel strigă, dați afară pe răul acela din mijlocul vostru, dacă e o persoană. Și dacă e un lucru în viața mea, un păcat, îl dau afară. Și dacă e o persoană care nu se pocăiește, dați afară, măturați-l afară. De ce? Căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Da? Jertfa Domnului Iisus Hristos generează o sfințenie practică în adunare. În adunare. Se vorbește despre adunarea poporului Israel, da? Și adunarea lui Dumnezeu care a beneficiat, care a fost răscumpărată prin jertfa Domnului Iisus Hristos, nu spune, he, super, suntem iertați, putem să facem ce vrem noi. Nu! Ea este chemată să măture aluatul din viața indivizilor și din interiorul adunării. Asta este simbolul celor 7 zile, adică umblarea continuă, fără aluat, a curățirii practice. Ispășirea sângele Domnului Iisus Hristos duce la o curățire. Deci înlăturarea aluatului, da, păcatului moral, nu era pentru a fi mântuit, ci pentru că erau mântuiți. Zice, voi sunteți o plămădeală nouă, măturați aluatul. Pentru că erau mântuiți, da? Aluatul nu ridică aici problema poziției lor înaintea lui Dumnezeu. Dar păcatul. Nu ridică, păcatul credinciosului nu ridică o problema poziției mele înaintea lui Dumnezeu dacă mai sunt sau nu justificat. E justificat că n-ai greșit. Rămâi justificat. Dar ridică o problemă a părtășiei tale cu Dumnezeu. Nu mai ți se permite să stai la masă. Nu ți se permitea cu aluat să stai la masă. Nu ți se mai permite să stai în interiorul acela, în locul acela al protecției și al binecuvântării lui Dumnezeu și să te bucuri de lucrurile de care se bucură casa lui Israel, adunarea lui Dumnezeu. Ți se interzice lucrul acesta. Dați-l afară. De ce este o legătură strictă între disciplinare și cina Domnului? Deci este o legătură strictă arătată până și în Vechiul Testament. Unde este păcat moral de care omul nu vrea să se pocăiască. Acolo intervine problema disciplinării.
Da? Sângele, uitați-vă ce interesant. Sângele poate fi pe ușor ușii și totuși alatul să dospească în lăuntru casei. Noi putem să spunem și să fie în realitate ispășiți, să fim în realitate ispășiți, iertați, justificați, să ne bucurăm de jertfa Domnului Iisus Hristos și din anumite motive și privințe să permitem aluat păcat în viața noastră și să permite aluat și păcat în viața adunării. Avem prietenii, sunt din familiile noastre, sunt tot felul de lucruri. Dacă începem cu ăla, trebuie să începem și cu ăla. Dacă îl mustru pe ăla, trebuie să mă mustre și pe mine. Și tot felul de gânduri și de lucruri. Tot felul de gânduri și de lucruri. Și Pavel spune, măturați aluatul. Da? Măturați aluatul. Nu este suficientă, sângele este suficient pentru mântuire, dar pentru părtășia noastră, pentru comuniunea noastră, pentru hrănirea noastră, pentru binecuvântarea noastră continuă înaintea lui Dumnezeu, pentru mărturia noastră înaintea lumii, este necesar măturarea aluatului. Măturarea aluatului. E absolut super pasajul când, arătându-ne legătura aceasta dintre justificare și hrănirea continuă. Trăirea pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Nu doar iertați pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos, ci hrănirea continuă, trăirea pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos și faptul că adunarea poporului Israel, întreaga adunare, trebuie să trăiască în sfințenie, să fie o mărturie pentru Dumnezeu. Cum ar fi sunat pentru egipteni poporul Israel după ce a fost ispășit, iertat, o trecut nimicitorul, după aia s-a apucat de curvii și de idolatrie? Ei s-au apucat și ce a făcut Dumnezeu? I-a omorât! Asta a făcut Dumnezeu cu ei. Asta a făcut Dumnezeu cu ei. Pentru că Dumnezeu leagă sângele de sfințenia lor practică, da? Erau mântuiți și ei prin sânge și har, dar erau mântuiți pentru sfințenie. Nu erau mântuiți prin sfințenie, ci erau mântuiți pentru sfințenie, da? Pentru sfințenie practică, da? Cu alte cuvinte, darul răscumpărării pe care îl primim prin sângele Domnului Iisus Hristos duce la o responsabilitate a sfințeniei. Darul răscumpărării prin sângele Domnului Iisus Hristos duce în mod necesar la o responsabilitate personală pentru sfințenie. Cu alte cuvinte, harul nu doar mântuiește, ci și sfințește. Harul nu doar îndă jertfa Domnului Iisus Hristos prin care sunt iertat și prin care trăiesc, ci și mă curățește și îmi dă o natură nouă. Mântuirea este prin sânge, dar comuniunea implică disciplinare eclesială drastică, cum ni se arată în locul acesta. Da? Dumnezeu, vedem și în Corinteni și peste tot, Dumnezeu ne vrea sfinți pentru El și va plăti prețul necesar pentru sfințirea noastră. În același context, unde spune că Iisus este Paștele nostru, suntem o plămădeală nouă, măturați aluat. În același context, spuneam, hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea trupului, ca sufletul lui să fie mântuit în ziua lui Hristos. Vedeți legătura? Între iertare, suntem noi, suntem ai Lui, suntem spălați numai prin sânge, dar suntem chemați la sfințenie și unde nu există asumarea acestei responsabilități, Dumnezeu intră cu o disciplinare extraordinar de drastică. Versetul 16. În ziua din tâi veți avea o adunare de sărbătoare sfântă și în ziua a șaptea. Da? Deci sunt momente precise în care li se cere să celebreze lucrul acesta. Da? Au fost intenționate ca să-i lege de acest eveniment miraculos al eliberărilor. Și asta ni se face prin cina Domnului, prin predicarea cuvântului. Să nu uităm niciodată că Iisus ne-a câștigat eliberarea. Să nu faceți foarte frumos, să nu faceți nicio muncă în zilele acelea. Veți putea numai să pregătiți mâncarea fiecărui zi. Faceți aminte că și în ziua ispășirii, am studiat, nu avea voie nimeni să facă niciun fel de muncă. Pentru că în ziua în care Dumnezeu îi salvează, îi eliberează, nimeni nu contribuie cu nimic. Cu absolut nimic. Interdicție totală la muncă. Aveau voie doar să pregătească mâncarea. Masa părtășiei. Bucuria. Recunoștința, mulțumirea. Da? Să țineți sărbătoarea azimilor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oștile voastre din țara Egiptului. Să țineți ziua aceea ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Da? Sărbătoarea azimilor, semnul sfințenii prin lipsa aluatului, este semnul eliberării, al despărțirii de egiptenii păcătoși, idolatrii. Versetul 18. În luna întâi din a 14-a zi a lunii, seara, să mâncați azim până în seara zilei a 20-a și 1-a lunii. Timp de 7 zile să nu se găsească aluat în casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie străin, fie băștinaș. Să nu mâncați pâine dospită, ci în toate locuințele voastre să mâncați azim. Vedeți legătura care se face și felul în care Dumnezeu insistă spre sfințenia lor practică. Da? Spre a respecta lucrurile acestea. Frați și surori, în concluzie, în esență, pasajul acesta ne vorbește foarte, foarte, foarte clar despre mântuirea noastră ca adunare, ca biserica Domnului Iisus Hristos, universală.
doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și ar trebui să ne găsim siguranța, liniștea, ar trebui ca valurile astea lăuntrice ale sufletului care sunt strânite deseori să se liniștească când privim prin credință adevărată, reală, lucrată de Duhul Sfânt la jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar, nu că suntem mântuiți și prin altceva, dar acest sânge, da? Punerea noastră sub protecție prin sângele Domnului Iisus Hristos, împăcarea noastră cu Dumnezeu care vede sângele Domnului Iisus Hristos și este liniștit, este satisfăcut. Lucrul acesta duce la o viață din interior schimbată. Ceva înăuntru se întâmplă. Ce se întâmplă? Împreună toată congregația, familie, toată adunarea lui Israel, apoi în Canaan, trebuiau să mănânce, să se bucure. Noi nu suntem doar mântuiți prin Domnul Iisus Hristos. Noi continuăm să fim mântuiți prin Domnul Iisus Hristos și vom fi mântuiți prin Domnul Iisus Hristos. Întreaga noastră viață este trăită prin lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Iar lucrul acesta generează în noi, da? Mâncarea ierburilor amare, generează în noi o pocăință, o părere de rău pentru păcat, o dorință de a te întoarce de la păcat și a merge spre sfințenie. Lucrul acesta generează uneori jertfa Domnului Iisus Hristos, generează uneori disciplinare practică, dureroasă pentru toți membrii adunării. În adunare, ea este necesară. Jertfa Domnului Iisus Hristos face necesar lucrul acesta. Măturarea aluatului din viața personală, când nu mă vede nimeni, și măturarea aluatului din familie mele, când iarăși nu știe nimeni, dar măturarea aluatului din adunare, prin disciplinare. Dumnezeu cere lucrul acesta. Și să avem în vedere că Dumnezeu este atât de gelos pentru noi, dar tot pe baza jertfei Fiului Său. Pentru că a plătit atât de mult pentru noi, va plăti atât de mult și pentru sfințenia noastră. Și ne va disciplina până la moarte. Auziți ce spun? Ne va disciplina până la moarte. Ne va disciplina. Să avem în vedere că mesajul este unul de încurajare, este unul de bucurie, este minunat, dar de fiecare dată când Dumnezeu te disciplinează, să știi că disciplina arată și aspre jertfa Domnului Iisus Hristos. Atât e de prețioasă ea în ochii lui Dumnezeu. Atât de mult am dat pentru tine încât voi produce sfințenia aia pentru care am plătit. Și o va produce noi. Și Dumnezeu să fie binecuvântat pentru lucrul acesta. Amin.